de lei, iar cei mici de până la 2 ani vor primi 300 de lei. Gestul a înfuriat la culme pe Liviu Dragnea, întrucât asta înseamnă că guvernul va trebui să facă rost până la 1 martie de încă 500 de milioane de euro. Șeful PSD l-a convocat la discuții pe ministrul finanțelor, iar în acest moment se caută soluții pentru repetarea votului și tăierea alocațiilor pe motiv că nu sunt bani. Felicitări tuturor celor care n-ați ascultat nici de Dragnea, nici de PSD și nici de conducerea guvernului. Mulțumesc mult! Acesta este momentul la care nimeni nu se aștepta după ce inițial amendamentul care prevedea creșterea alocațiilor pentru copii a fost respins în comisii. Au fost 123 de voturi pentru și 119 împotrivă la propunerea inițiată de liberalul Robert Sighiartău. Nu este majorarea nici a lui Dragnea, nici a PSD-ului. Este amendamentul Partidului Național Liberal și victoria românilor care își doresc să trăiască într-o viață normală, cât mai bună, în România și nu în altă țară. Românii au nevoie de un standard mai ridicat de viață. Copiii României au nevoie de standarde mai ridicate de viață și de nivel de trai în România. Imediat a început forfota în rândul socialdemocraților. Deși au existat și parlamentari ai puterii care au votat amendamentul, vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a cerut reluarea votului, invocând motive tehnice. A fost luată o pauză de consultări, dar votul pe acest amendament nu s-a reluat. Orlando Teodorovici a plecat imediat din plen și a intrat în biroul lui Liviu Dragnea. Potrivit PNL, impactul bugetar va fi de peste 2 miliarde de lei. Alocațiile nu au mai fost mărite din anul 2015. România se află astfel pe ultimul loc din Uniunea Europeană la ajutoarele acordate de autorități pentru creșterea copiilor. În Italia, alocația ajunge la 258 de euro pe lună, în Suedia între 120 și 218 euro, în Marea Britanie 100 de euro, iar în Germania 164 de euro lunar. Așadar, Liviu Dragnea vrea banii copiilor înapoi. Diana Bonei știe strategia celor de la PSD în acest sens. Bună seara! Bun găsit! În momentul de față sunt definite mai multe ipoteze, astfel încât acești banii prevăzuți în amendamentul Partidului Național Liberal și votat de cei din UDMR, cei din opoziție, dar și de trei parlamentari de la PSD și trei de la ALDE, iată că s-au făcut deja calculele pentru ca acești bani să nu fie dați. O primă ipoteză ar fi ca Liviu Dragnea să vină aici în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului și să spună că banii respectivi potrivit argumentului liberalilor, ar trebui să vină din excedentul de la pensii, iar acei bani nu ar putea fi constituțional alocați spre aceste alocații. Există și o altă posibilitate ca Liviu Dragnea să vină în plen și să ceară votul pe un întreg capitol din legea care include aceste alocații. Se spune că ar fi găsit acolo o problemă și ar invoca respectiva problemă. De asemenea, în cazul în care nu se poate rezolva această problemă în plenul de acum pe legea bugetului, este foarte posibil ca în viitorul apropiat executivul să dea o ordonanță de guvern simplă prin care să ceară prorogarea unor termene, astfel încât banii respectivi să nu ajungă în alocații pentru copii de la 1 martie și ulterior să se intervină cu o nouă ordonanță de guvern, astfel încât să se tot dea la nesfârșit termene. Sunt mai multe calcule făcute în acest moment. De altfel, în momentul de față s-a luat o pauză de 30 de minute în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului și cel mai probabil sunt aruncate zarurile în aceste minute, tot în biroul lui Liviu Dragnea, acolo unde știm foarte bine se fac legile. Nu a fost singura problemă, singura discuție din plen. Astăzi au existat discuții și în ceea ce privește bugetul pe autostrăzi, dar și bugetul pentru proiectele din sănătate ale lui Liviu Dragnea, știm foarte bine, vitamina D și proiectul de depistare al diabetului pentru copii.
Mulțumesc. UDMR susține legea bugetului. PSD ALDE a cedat așadar în fața maghiarilor. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că propunerile lor au fost ascultate de coaliția de guvernare, iar dacă nu se mai modifică nimic în plen, atunci UDMR va susține legea bugetului în integralitatea sa. Astfel, Liviu Dragnea și-a aranjat majoritatea în Parlament pentru votul de mâine. Propunerile noastre au fost luate în considerare, au fost incluse în proiectul de buget și lucrurile arată cu totul și cu totul altfel decât acum 2 săptămâni, acum 3 săptămâni. În acest moment, dacă lucrurile rămân așa cum au apărut în proiectul și în raportul pregătit de Comisia de Buget Finanțe, se poate aproba acest buget. Președintele Klaus Iohannis a reacționat extrem de dur după ce secția specială pentru investigarea magistraților a pus-o sub acuzare pe Laura Codruța-Chioveși. Iohannis atenționează majoritatea PSD-ALDE să se țină departe de acest dosar și să nu-l influențeze politic. Șeful statului le-a cerut procurorilor corectitudine maximă, respectarea cu strictețe a legii și clarificarea rapidă a situației în ceea ce privește dosarul deschis pe numele fostului procuror șef DNA. Și ambasada Americii la București a trimis un mesaj de susținere pentru Chioveși, atenționând asupra unui posibil act de discreditare îndreptat împotriva fostei șefe DNA. Laura Codruța-Chioveși trebuie să se prezinte vineri la secția pentru investigarea magistraților. Fosta șefă a DNA a acuzat că dosarul este punctul final al unei campanii de denigrare împotriva ei. Șeful statului subliniază că secția specială pentru anchetarea magistraților nu trebuie sub nicio formă să fie un instrument politic de anchetă și intimidare a magistraților și procurorilor. Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilități în statul român, indiferent de funcțiile pe care le ocupă, trebuie să fie protejarea și consolidarea statului de drept. Solicit secției de investigare a infracțiunilor din justiție corectitudine maximă, respectarea cu strictețe a legii și clarificarea rapidă a situației în ceea ce privește dosarul deschis pe numele doamnei Laura Codruța-Chioveși. Conducerea acestei secții având o imensă răspundere în acest sens. Secția specială pentru anchetarea magistraților nu trebuie sub nicio formă să fie un instrument politic de anchetă și intimidare a magistraților și procurorilor, a transmis șeful statului. Lupta anticorupție va continua, a completat președintele, fie că vor sau nu membrii coaliției de guvernare. Atenționez majoritatea PSD-ALDE să înceteze să mai facă și alți pași înapoi care să îndepărteze România de parcursul său european ca stat democratic consolidat. Lupta anticorupție va continua în România, în ciuda oricăror eforturi agresive ale celor care își doresc să controleze justiția și să îngenuncheze statul de drept. Se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Și ministrul justiției a venit cu precizări după ce Laura Codruța-Chioveși a fost pusă sub acuzare în dosarul extrădării lui Nicolae Popa. De foarte multe ori am spus cu deplină convingere că deciziile, fie ele și politice, trebuiesc luate prin cunoașterea realității juridice. Prin urmare, am trimis o scrisoare de câteva pagini, prin urmare este spre simplă informare. Ați citit scrisoarea, ați văzut în ea că nu are nimic, nici critic, sigur nici pozitiv, are doar pasaje reluate din deciziile Curții Constituționale. Este prezumția faptului că cei din familia europeană cunosc realitățile juridice din România. Adina Florea, cea care ar trebui să o ancheteze pe Laura Codruța-Chioveși, susține că nu este vorba despre un dosar politic. Nu este vorba despre nicio legătură între activitatea personală a unora dintre persoanele cercetate și stadiul anchetei. Dar de ce tocmai acum este pusă sub urmărire penală? De ce în acest moment și nu mai devreme? Pentru că stadiul urmăririi penale de la acest moment a impus începerea urmăririi penale. Este un dosar ca urmare a sesizării lui Sebastian Ghiță. Este o anchetă în curs de desfășurare unde se vor respecta toate drepturile și libertățile tuturor persoanelor, demnitatea persoanelor cercetate și în primul rând se va respecta legea. Reacții au venit și de la Bruxelles. Comisia Europeană a transmis că este important ca toți candidații pentru funcția de procuror european să fie tratați corect. Imediat după anunțul făcut chiar de Laura Codruța-Chioveși că este suspectă și chemată la audiere, au început să curgă reacțiile. În timp ce opoziția acuză o comandă politică, puterea jubilează.
Printre primii care au reacționat a fost Ludovic Orban. Acesta spune că Laura Codruța Chioveși a devenit o țintă politică. Nu cred în coincidențe. Știm foarte clar și am avertizat asupra acestui lucru încă din momentul apariției acestei secții speciale în proiectul de lege. Am avertizat că această secție este un instrument politic al actualilor guvernanți care va fi folosit împotriva magistraților independenți care îndrăznesc să-i deranjeze. Mi se pare scandalos că într-o procedură de selecție la nivel european a unui candidat român care în urma evaluării făcute de un jur independent compus din magistrați de prestigiu din cele mai importante țări ale Uniunii Europene, să apară un astfel de semn de întrebare asupra candidatului român, iar acest semn de întrebare care apare să fie generat chiar din România, după demersurile absolut nebunești făcute de Tudorel Toader, făcute de europarlamentar PSD. Cu totul altfel se văd lucrurile din barca puterii. Lia Olguța Vasilescu atacă pe Chioveși și spune că acum culege roadele a ceea ce a semănat. Am trăit să o văd și pasta. Laura Codruța Chioveși se plânge că e abuzată de statul de drept. Când? Exact când își făcea campanie să devină procuror șef european. Pe bune? Să le spun asta celor care au fost acuzați fix în campanie electorală. Păi să aibă încredere în justiție, zic. Că parcă așa era șlagărul penalilor. Și ca să lucrăm cu materialul clientului, niște penali vor să conducă țara. Bine, în speța de față, chiar Europa. Sau în politică nu există prezumția de nevinovăție, ea fiind susținută politic de grupul PPE, iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile trebuie să facă un pas lateral. Am citat corect, nu? Pe scurt, și pe mine m-ai chemat tot ca suspect. Noroc că de la cazul meu s-au mai schimbat metodele. Era și de așteptat ca fostul ministru al muncii să reacționeze așa, pentru că ne aducem aminte cum Olguța Vasilescu a fost adusă în cătușe în martie 2016 la DNA. Credeți că e un abuz? Absolut. Acum e mâna, doamna primar. Acum e mâna. De ce m-au pus cătușe? Și deputatul mitralieră Cătălin Rădulescu jubilează după punerea sub acuzare a fostei șefe DNA. Deci eu cred că doamna va avea o viață foarte grea începând de mâine. Eu sper... Sper că procurorii care sunt onești și care trebuie să-și facă treaba în această secție de procurori, secție la care dânsa s-a opus în permanență, nu și-a dorit să existe această secție care să investigheze și procurorii care au făcut abuzuri, dar eu cred că această secție își va face treaba și toți procurorii care au abuzat sau nu au respectat legea sau nu și-au făcut deontologia profesională și nu au probat în niciun fel de dosar ce au primit comenzi ca să facă dosare oamenilor care au fost nevinovați și care sunt nevinovați, vor răspunde. Eu cred că dânsa va fi pusă sub acuzare, asta e feeling-ul meu, începând de mâine, și va trebui să răspundă pentru toate capetele de acuzare care îi se aduc. Dânsa nu accepta prezumția de nevinovăție. Ei, să vedem dacă acum îi mai place faptul că când ea spunea, sau ne spunea nouă politicienilor, că nu există prezumție de nevinovăție și că procurorii care fac dosare sunt cei care sunt autorizați să facă aceste dosare și au autoritatea necesară, fără probe, să facă dosare. Iată, o să vedem mâine și de mâine încolo ce se va întâmpla cu dânsa, cu probele clare care îi se vor aduce. Între timp a venit și reacția oficială din partea PSD. Socialdemocrații susțin că legile justiției adoptate recent îi oferă fostei șefe DNA suficiente garanții că îi vor fi respectate drepturile. Legile justiției adoptate de majoritatea PSD-ALDE îi oferă doamnei Chioveși suficiente garanții că în cursul anchetei se vor respecta drepturile fundamentale și că nu vor fi imixtiuni ale serviciilor secrete, iar dacă va fi trimisă în judecată, va avea parte de un proces corect în fața unor complete legal constituite. Spre deosebire de retorica viciată a celor care acuzau penalii înainte de o condamnare, PSD va respecta prezumția de nevinovăție a doamnei Chioveși și nu va susține nici că este o penală, nici că a luat mită, că a comis abuz în serviciu sau că a făcut mărturii mincinoase. Toate acestea vor trebui demonstrate în fața instanței de judecată. Până atunci aveți încredere în justiție și lăsați probele să vorbească, nu politicienii, se arată într-o postare pe pagina oficială a PSD. Iar de la ora 21:30 veți auzi informații în premieră și de ultima oră, chiar de la Sebastian Ghiță, cel care a făcut plângerea împotriva Laurei Codruța Chioveși și la secția de anchetare a
magistraților, așadar de la ora 21:30, pe B1 TV, la Dosar de Politician, Sebastian Ghiță vine cu informații de ultimă oră în acest dosar. Iar acum mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Este scandal foarte mare pe alocațiile mărite din greșeală. Iată, în Parlament, în urmă cu puțin timp, a fost convocată o ședință de urgență la sediul PSD. După scandalul iscat în Parlament pe tema bugetului, se pare că Liviu Dragnea nu este absolut deloc de acord cu mărirea alocațiilor copiilor și discută în spatele ușilor închise cu colegii pentru a vedea ce este de făcut, ce soluții pot fi găsite, astfel încât să nu fie crescute alocațiile copiilor. Vă reamintesc, mai devreme în plenul Parlamentului a fost votat un amendament al PNL care prevede dublarea alocațiilor pentru copii de la 84 de lei la 150 de lei, asta în ceea ce privește pe copiii de la 2 la 18 ani, iar până la 2 ani ai copiilor, alocația ar fi trebuit să ajungă la 300 de lei de la 200 de lei. A fost o încurcătură acolo, trei parlamentari ai PSD au votat din greșeală acest amendament, de asemenea au fost câțiva parlamentari și de la ALDE și de la UDMR, iar câțiva parlamentari ai puterii au lipsit din plen, astfel încât s-a ajuns la votarea acestui amendament cu care cei de la PSD nu sunt de acord, întrucât ar presupune o suplimentare de fonduri de 500 de milioane de euro până la 1 martie, bani care în acest moment nu există. Și mergem mai departe. Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, a comentat acid situația Laurei Codruța Chioveși. Cazanciuc i-a reamintit acestea cazul fostului procuror general Tiberiu Nițu, cel care și-a pierdut funcția după ancheta începută de DNA. Fostul ministru al Justiției a invitat-o ironic pe Chioveși să aibă încredere în justiție. Nu e nicio ironie. Chiar cred că trebuie să facă acest lucru pentru a se elibera cumva și avea încredere în actul de justiție. Deci nu e nimic special aici. Domnul Nițu și-a anunțat candidatura pentru un al doilea mandat și la scurt timp a fost invitat la DNA. Ulterior, în alta curte, l-a declarat nevinovat, constatând că fapta nu există. Deci nu văd de ce doamna Chioveși n-ar avea încredere în justiție, așa cum și domnul Nițu a avut încredere în justiție și în final a avut câștig de cauză. Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a fost amendat și a rămas fără permis pentru 90 de zile după ce a fost prins de polițiști în timp ce conducea mașina în județul Argeș cu o viteză peste limita legală. Imediat, colega noastră, Mădălina Ingrat, ni se va alătura cu informații de ultimă oră despre această pățanie a omului foarte important din guvernul României, mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă, cel care se ocupă și de bugetul țării, în legătură cu care există la ora aceasta o mare problemă, o mare dispută. Vă spuneam mai devreme că se întâlnesc cei de la PSD la sediul partidului pentru a discuta de pe marginea bugetului. Până una alta, vă spuneam, Darius Vâlcov are probleme cu poliția care i-a ridicat permisul de conducere. Mădălina Ignat știe mai multe despre cum s-a întâmplat totul. Te rog, Mădălina. Bun găsit, consilierul de stat Darius Vâlcov a rămas fără permisul de conducere pentru următoarele 3 luni. Acesta a depășit viteza legală în localitatea Cerbu din județul Argeș. Se află acesta pe drumul național 65, drum care face legătura între Slatina și Pitești, când a fost luat de radar, vă spuneam, în localitatea Cerbu, da, din județul Argeș. Pentru că depășise viteza legală în localitate, polițiștii i-au aplicat fostului primar al Slatinei o sancțiune contravențională de 1.305 lei și măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce autovehiculele pe drumurile publice pentru 90 de zile. Se pare că acesta a fost prins cu peste 100 de kilometri pe oră. Mulțumesc foarte mult! Creșterea economică estimată de PSD pentru 2019 este contrazisă de o instituție aflată chiar în subordinea executivului. Potrivit Institutului Național de Statistică, România riscă să intre în recesiune dacă autoritățile vor continua să ia măsuri care vor destabiliza mediul de afaceri. Analiștii se tem că incertitudinile generate de negocierile pe marginea politicilor economice vor avea un impact direct în cursul de schimb, inflație și puterea de cumpărare. De altfel, astăzi BNR a anunțat un curs
de referință mai mare cu 0,03% față de nivelul atins miercuri, iar dolarul american a urcat până la cel mai mare nivel din aprilie 2017 până în prezent. Creșterea economică peste noapte, așa cum este prevăzută în bugetul pe anul acesta, are șanse mici să ajungă la 5,5, așa cum a anunțat cu surle și trâmbițe guvernul Dăncilă. Datele INS contrazic în totalitate previziunile executivului, asta în condițiile în care au fost publicate cifrele oficiale privind evoluția economiei în 2018. Produsul intern brut a crescut cu 4,1% în 2018, comparativ cu anul 2017, sub estimarea guvernului de 4,5%. Analiștii economici trag un semnal de alarmă și avertizează că România riscă să intre în recesiune și estimează că economia țării nu va crește cu 5,5%, așa cum își propune guvernul anul acesta. În momentul de față, aș spune că riscul de recesiune nu este foarte pronunțat, însă avem de clarificat câteva lucruri împreună cu actorii importanți pe scena economiei naționale. Este extrem de urmărit, extrem de important de urmărit ce se întâmplă cu dobânzile. Cred că la actualul nivel al dobânzilor, riscul de recesiune nu este pronunțat și la actualul nivel al cursului de schimb. Problema este că se simte o anumită tensiune care se acumulează în ultima perioadă și care împinge costul finanțării în sus. Cu cât costul finanțării este mai ridicat, cu atât e ca și cum ridicăm frâna de mână tot mai mult și e normal ca viteza economiei să încetinească. Estimările guvernanților pentru anul acesta pot crea probleme și pentru mediul de afaceri. Pentru mediul de afaceri este extrem de important, este un bun esențial, acela al previzibilității, iar opusul său, incertitudinea, creează niște riscuri majore, pentru că anumite proiecte viabile în condiții anterioare nu mai rămân astfel în noile condiții. Deci este o anumită îngrijorare aici. Asta se poate vedea în amânarea anumitor investiții. Amânarea investițiilor și diminuarea anumitor planuri, să zicem, trecerea pe un mod reținut de operare, un mod rezervat, implică, bineînțeles, și costuri economice. Efectele măsurilor luate de guvernant se văd și asupra leului. Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 4,7 lei, o creștere de 0,03% față de nivelul atins miercuri. De o creștere masivă a avut parte și dolarul american, care a urcat până la cel mai mare nivel din aprilie 2017 până în prezent. Șrobor a crescut din nou. Indicatorul în funcție de care se calculează majoritatea dobânzilor la creditele în lei a ajuns astăzi la 3,17%. PSD pare că pregătește jandarmeria pentru război. După bătaia administrată protestatarilor pe 10 august, pentru care încă nu a răspuns nimeni, bugetul jandarmeriei pentru muniții și armament de război se majorează cu atenție 520%. Opoziția a lansat critici dure la adresa înarmării celei mai blamate instituții. Primul care a reacționat a fost deputatul USR Claudiu Năsui, care a întrebat pe guvernanți dacă nu cumva se pregătesc pentru război. Imaginele dure din 10 august au rămas întipărite în mințile a milioane de români. Oameni gazați și bruscați și numeroase situații în care viețile cetățenilor au fost puse în pericol. Peste 450 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în acea seară. Unii au suferit răni grave și au stat zile bune sau chiar săptămâni în spital să se refacă. Numai puțin de 800 de plângeri au fost depuse de către cetățeni la parchet. La o lună după violențele din Piața Victoriei, șefii jandarmeriei au fost puși sub acuzare. Cert este că nici după 6 luni nu s-a găsit vreun vinovat. Guvernanții au alte griji însă. Să mărească bugetul jandarmeriei pentru muniții și armament de tip de război cu 520%. Opoziția a criticat dur modificările introduse de executiv în proiectul de buget pe 2019. Bugetul jandarmeriei s-a mărit, așa cum ați văzut, s-a mărit considerabil, s-au trecut acolo achiziții de diverse arme, muniții și așa mai departe. Spunea un coleg al meu ieri în plen că ne pregătim de război cu jandarmeria. Probabil că anul acesta, fiind an electoral,
fiind un an în care trebuie să-și accelereze proiectele nefaste pentru societatea românească, PSD are în vedere să folosească foarte mult acest serviciu pe care, din nefericire, de la 10 august încoace, vă spun că eu îl văd politizat. Reacții dure au venit și din partea USR. Și știți ce altceva mai crește? Crește jandarmeria, crește cu 6.300 de oameni. Bugetul ei pentru muniții și armament de tip de război crește cu 520% și atunci ne întrebăm, de ce ați crescut acest buget așa de mult? Ajunge la peste 2 miliarde de lei. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Și aici este o întrebare legitimă. Vă pregătiți de război? Știți dumneavoastră că se va întâmpla ceva ce noi nu știm? A spus și Claudiu Năsui, care a declarat că USR nu va vota proiectul de buget pe 2019 pentru că este o fraudă bazată pe minciună. Mărturii șocante din partea victimelor femei care practica medicina, deși avea doar 8 clase. Rudele unei femei care a fost operată de impostoare a povestit coșmarul trăit în spitalul din Ilfov. Potrivit martorilor, Raluca Bârsan era permanent în secția de ginecologie și nu lipsea niciodată din sala de operație. Asta deși pe numele ei era o plângere încă din 2016. Mama unei paciente care a născut în anul 2014 la Spitalul Județean de Urgență Ilfov a povestit cum toată lumea a crezut că Raluca Bârsan este medic rezident, inclusiv personalul medical. Inițial am crezut că e asistentă, pentru că atitudinea ei era una așa defensivă. Doar stătea și nota la ecografii ce dicta medic. După aceea, când ne-am internat, am aflat că e rezidentă. După aceea am văzut schimbarea de atitudine, adică era autoritară cu asistentele, ușor arogantă, doar era medic, nu? Mai conta că are 15 ani de școală, mai puțin decât un doctor adevărat. Însă nu numai atitudinea Ralucai Bârsan a lăsat o amintire neplăcută pentru familia pacientei. Copilul a luat o infecție intraspitalicească, iar mama și bebelușul au fost nevoiți să stea internați mai multe săptămâni. El a avut o infecție postoperatorie, nu știu care a fost problema, pentru că analizele mamei erau ok. Dar asta nu aș putea să spun că s-a întâmplat din cauza Ralucai sau... Ar fi o aberație. Însă e o aberație ceea ce se întâmplă. Te duci în spital, mi se pare o loterie, nu știi dacă te operează instalatorul, pompierul sau ce-o fi băiatul ăla. Șansa nepoțelului meu a fost că neonatologii chiar erau medici. Între timp a reacționat și fosta șefa falsului medic. Roxana Dragucea, care a condus secția de obstetrică ginecologie până în octombrie 2018, spune că nu-și asumă nicio responsabilitate. Dragu susține că nu ea a fost cea care a angajat-o pe doctorița cop clase. Ce pot să vă spun eu? A avut un contract de voluntariat care s-a încheiat vineri, cred. Mai multe amănunte. Acest contract de voluntariat nu știu când s-a făcut, pe vremea managerului Armeanu, cred. Managerul de azi spune că ea este responsabilitatea dumneavoastră, a șefului de secție. Nu, eu n-am cum să angajez un om într-un spital. Nu este spitalul meu. Fosta șefa secției de obstetrică și ginecologie a mai precizat că Raluca Bârsan era voluntar. Dar intra în sala de operație, lucra, opera. Nu, cum să opereze? Avem filmări cu ea lucrând în sala de operație. Sunt mărturii de la pacienți că a fost mâna a doua în operațiile cu dumneavoastră. Aveți informații false, nu vă supărați pe mine. Polițiștii secției 9 din București au anunțat că s-au sesizat din oficiu și fac cercetări cu privire la exercitarea fără drept a unei profesii în cazul Ralucai Bârsan. Ministerul Sănătății a făcut public primul raport în cazul lui Mateo Politi, falsul chirurg. Inspectorii au făcut verificări la cele 5 clinici private la care a lucrat italianul. Șefii acestuia nu s-au obosit să verifice dacă Politi avea sau nu dreptul să profeseze. Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, raportul scoate la iveală minciuni spuse de clinicile private după izbucnirea scandalului. Conform documentului Euromedical, una dintre clinicile cu care italianul a colaborat a întrerupt contractul pe care l-avea cu firma lui Politi pe 5 februarie 2019, fix în ziua în care a izbucnit scandalul medicului fals. Atât la Spitalul Monza, cât și la Euromedical, Mateo Politi a adus o declarație prin care recunoștea că folosește și semnează cu numele de Matthew Mood. Conducerile instituțiilor nu s-au obosit însă să verifice cine era cu adevărat Politi, cel care fusese deja condamnat în Italia. Ancheta ministerului a fost extinsă și vizează și alte clinici, dar și alți pacienți operați de italian la Meda, clinică care nu apărea până acum în cercetarea Ministerului Sănătății. Medicul fals și-a recunoscut vina și cere să fie în libertate. Mai mult, acesta dorește să se împace cu victimele. Mizați pe eliberarea lui din arest? Da, mizez pe eliberarea lui din arest. E un pericol dacă rămâne în libertate și nu în arest preventiv? Mai ales că a încercat să plece din țară, ceea ce a ridicat mari semne de întrebare.
nu, iertați-mă, niciodată nu a fost dat într-un consemn ca să fugă din țară și respectiv să depășească granițele unei interdicții. Neavând interdicția, în mod evident, nu putem vorbi despre fugă. Asta e o chestiune foarte clară. Situație incredibilă în județul Mureș. Doi hoți din Luduș au furat un câine chiar din curtea stăpânilor. Furtul a fost surprins de camera de supraveghere montată în curte. Tânărul, al cărui câine a fost furat, a postat imaginile pe Facebook și a cerut ajutorul localnicilor pentru depistarea hoților și recuperarea animalului. Imaginile au devenit în scurt timp virale. Caz halucinant în județul Mureș. Doi tineri au furat un câine din rasa Labrador chiar de sub ochii proprietarilor. Întreg momentul a fost surprins de camerele de luat vedere amplasate în curte. Lovitura a fost dată în toiul nopții, iar infractorii au profitat de faptul că gardul nu era foarte înalt și au putut să tragă câinele peste acesta. Când și-a dat seama că patrupedul său nu mai este în ogradă, stăpânul s-a uitat imediat pe imaginile înregistrate de camera de supraveghere. Nu mică i-a fost mirarea când a văzut cum i-a fost furat câinele din curte. Proprietarul a făcut plângere la poliție și a postat imaginele pe contul său de socializare, în speranța că vreun internaut îi va recunoaște pe făptaș și astfel își va recupera câinele. Guvernul bagă Radet în faliment. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că executivul sabotează activitatea Radet. În baza unui mandat al ANAF, Elcen cere din nou amânarea votului pe planul de reorganizare, deși acesta a fost deja respins de judecătorul sindic. Acest lucru, spune Firea, va duce Radet la faliment. Gabriela Firea a transmis că a aflat despre situația Societății Electrocentrale București de la reprezentanții Ministerului Energiei. Mai clar, mandatul primit de la Ministerul Energiei și validat de ANAF va duce Radetul direct în faliment, un plan pus la cale chiar de guvern, spune Firea. Am făcut tot ceea ce este profesional și omenește posibil atât pentru salvarea Radet, instituția municipiului București, cât și a Elcen, compania aflată în subordinea Guvernului României. Am acceptat inclusiv să plătim o sumă imensă, 230 de milioane de euro, creanța ANAF asupra Elcen, tocmai pentru a unifica cele două sisteme, cel de producție al energiei termice, gestionat de Elcen, cu cel de transport și distribuție, gestionat de Radet, în interesul cetățenilor. În toată țara, ceturile au fost transferate gratuit către primării. În București nu se poate realiza acest transfer nici cu bani mulți. Iată ce înseamnă răzbunarea politică la un alt nivel, se arată într-un comunicat de presă al primăriei Capitalei. Gabriela Firea a subliniat că decizia Ministerului de Finanțe de a tăia bugetul primăriei cu un sfert față de suma primită anul trecut a fost impusă de fapt de Liviu Dragnea. De altfel, Primăria Capitalei a inițiat o amplă dezbatere cu toate grupurile politice din Consiliul General pe tema actualei situații a sistemului de termoficare din București. Domnul Dragnea, cel care conduce de facto guvernul și țara, a impus Ministerului de Finanțe să ne taie bugetul cu un sfert față de anul trecut. Săptămâna aceasta, același domnul Dragnea, prin reprezentanți guvernamentali, duce în faliment Radet și Elcen prin faptul că Elcen și ANAF, cu o proaspătă conducere, refuză aprobarea planului de reorganizare, mai spune Firea. Primarul a mai transmis că unica soluție este delegarea gestiunii Serviciului Public de Producere, Transport și Distribuție a Energiei Termice către Compania Energetica București. Această delegare era obligatorie încă din anul 2007, ca urmare a intrării în vigoare a Legii Serviciilor Publice și a Legii Speciale a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică. Conform comunicatului Primăriei Capitalei, fără această delegare se pierd fonduri europene în valoare de 176 de milioane de euro acordate pentru modernizarea sistemului de termoficare. În prezent, Primăria Municipiului București este pregătită să depună cererea de finanțare. Primarul general a mai anunțat că va iniția un proiect de hotărâre privind confirmarea înființării și delegarea Serviciului Public de Termoficare către Compania Municipală Energetica. Totodată, reprezentanții Companiei Municipale Energetica au arătat că, în prezent, societatea derulează deja contracte de reabilitare a 63 de kilometri de rețea primară. Radet a precizat că pe parcursul anului trecut au fost realizate pentru prima dată în ultimii 7 ani investiții în sistemul de termoficare, atât în ceea ce privește întreținerea rețelei de distribuție, cât și în ceea ce privește achiziția de echipamente. 7 ani de închisoare, atât a primit directorul fermei de porci, unde era acționar majoritar fiul lui Dragnea. Dumitru Mișu a fost condamnat de către Tribunalul București la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Judecătorii au dispus menținerea sechestrului asigurator și îl obligă pe acesta să plătească despăgubiri în valoare de 1 milion de lei pentru prejudiciul adus statului român. În același dosar au fost trimiși în judecată și Ștefan Anton Moroșanu și Rosi Stefano pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, iar Aurelian Voicu pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Decizia nu este însă definitivă. Ilie Anastase vrea să muncească în folosul comunității. Procesul fostului număr 1 mondial a început astăzi. În urmă cu un an, Nastia a fost prins băut la volan. După ce a plecat de la secție, fostul tenismen a fost oprit din nou de polițiști pentru că s-a urcat pe scooter. Deși Ilie Anastase și-a recunoscut vinovăția, procurorii au cerut astăzi condamnarea cu suspendarea acestuia. Anastase, până la urmă, s-a acceptat responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat. Pe ce pedeapsă mizați? Care crezi că va fi destul de mult? La ce mâncă în folosul comunității v-ați putea gândi? E un moment care va pune foarte pe imaginea dumneavoastră în lumea tenisului mondial. Hai, spuneți-ne ceva, ziceați că vă pare rău, nu? Un singur lucru vă spun, nu am omorât pe nimeni. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo merită riscul de a fi condamnat? Condamnare pe viață pentru monstrul din Brașov care și-a ucis familia. Decizia a fost luată de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Magistrații obligă de asemenea pe criminal să achite daune morale de aproape 200.000 de euro către familia soției sale. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a decis să-l condamne pe Florin Mircea Buliga la închisoare pe viață pentru omor calificat. De asemenea, instanța a decis că bărbatul trebuie să plătească daune morale de câte 150.000 de euro către părinții soției sale și 45.000 de euro către sora femeii, aceștia constituindu-se părți civile în acest dosar. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare la Curtea de Apel Brașov. Florin Mircea Buliga și-a ucis familia în 27 martie 2018. El a spus în cadrul anchetei că a mers la mănăstirea Șinca Veche, unde s-a rugat și a participat la o prelegere ținută de o măicuță care reprezenta mănăstirea unor turiști. Pe drumul spre Brașov, bărbatul spune că a avut o revelație și a conștientizat păcatele comise de el, motiv pentru care ar fi vrut să-și ia viața. Bărbatul a ajuns acasă, iar prima persoană pe care a omorât-o a fost soția sa. Femeia adormise, iar bărbatul a înjunghiat-o. La jumătate de oră după comiterea faptei, acasă a venit fata lui în vârstă de 18 ani. El a stat de vorbă cu ea, fără a-i spune însă ce făcuse, iar la un moment dat fata a mers în camera ei și s-a culcat. Apoi bărbatul a mers și a înjunghiat-o cu același cuțit cu care el ar fi încercat să se sinucidă. Veți lua, veți crește deficitul bugetar. Se va da ordonanță de urgență? Să spunem în plen. Haideți. Se va da ordonanță de urgență? Hai mă, chiar amestecați termenii. De ce nu vă interesa? Dar nu puteți să ne explicați ca să dăm niște corecte. Păi nu trebuie să spun în plen, nu luați din plen. Nu luați din plen. Nu, dar peste momentul cum trebuie la fare, nu trebuie de modificat din acea legă. Nu se urmă. Normal ca se modifică. Alibiu Dragnea, pentru rezolvarea situației cu alocațiile copiilor. Nu-i prostia. Ei, dar ce este? Nu-i realitate? Da, după cum ați putut vedea, nu a dat prea multe declarații Liviu Dragnea în legătură cu această situație extrem de încurcată. Este vorba despre 2 miliarde de lei pe care trebuie să le scoată acum guvernul pentru a acoperi această creștere privind alocațiile copiilor. Un amendament al PNL votat din greșeală de parlamentarii puterii în urmă cu puțin timp. Se pare că soluția va fi majorarea deficitului. Dar și acolo este o problemă. O să anunțe probabil mâine deciziile finale în ceea ce privește forma finală a bugetului, care va fi de altfel votată mâine. Luăm publicitate acum și ne întoarcem și cu alte știri. Scandal monstru în Parlament după ce plenul a majorat, a dublat practic alocațiile copiilor, iar cei de la PSD s-au trezit că nu au de unde să scoată 2 miliarde de lei pentru a suporta această creștere decisă așadar de Parlament. Diana Bone este în acest moment la Palatul Parlamentului și urmărește ce se întâmplă acolo. Bună seara, Diana! Mai sunt ședințe? Mai discută Liviu Dragnea cu ministrul finanțelor sau cu ceilalți lideri?
Bun găsit, într-adevăr, în urmă cu aproximativ 10 minute s-a terminat o ședință de grup care a fost convocată de liderul PSD, Liviu Dragnea. Au fost chemați toți parlamentarii, toți deputații și senatorii în biroul lui Liviu Dragnea pentru a se discuta despre felul în care ar putea în momentul de față partidele de guvernare să nu pună în aplicare respectivul amendament propus de Partidul Național Liberal și semnat în această, și votat în această zi în plenul comun. De altfel, s-a găsit o variantă, cu toate că se vehicula că Liviu Dragnea ar urma să dea o ordonanță de guvern astfel încât să proroge niște termene, iată că s-a găsit o variantă prin care se propune în momentul de față să se schimbe deficitul pe care este structurat bugetul de la 2,55 la 2,77. Aceasta ar fi singura variantă de finanțare astfel încât să se poată plăti acești bani pentru alocații. De altfel, știm foarte bine că bugetul, potrivit reglementărilor legale, ar trebui să se încadreze în deficitul de 3%. Prin această mișcare, Liviu Dragnea ce face, de fapt? Îndatorează țara pentru a putea da acești bani pentru copii. De altfel, se va anunța și faptul că trebuie dată o ordonanță guvern prin care să se poată majora aceste alocații după anunțul care va fi făcut în plen. Spunea Liviu Dragnea într-o discuție informală cu colegii săi de partid că este un drept al copilului și că ar trebui să fie o asumare pe care oamenii de la putere ar trebui să o facă cu ușurință. S-a discutat de asemenea că o astfel de lege nu ar putea să fie atacată la Curtea Constituțională de Iohannis și mai mult ca sigur pentru că este o propunere legislativă a liberalilor, nici nu va fi întoarsă această lege pentru dezbateri în Parlament. Cu toate acestea există o serie de discuții. Liviu Dragnea ar putea să modifice mai multe legi pe repede înainte astfel încât să îi se permită să schimbe acest deficit pentru buget și știm foarte bine că este foarte posibil ca mâine să avem o serie de surprinze în plenul comun al Senatului și Camerei Deputaților, Liviu Dragnea să schimbe legea plafoanelor. Dar, Diana, e posibil ca bugetul să nu fie votat mâine în Parlament în condițiile în care a apărut această problemă care trebuie rezolvată cumva? Nu știu dacă noaptea aceasta este suficientă pentru a găsi toate soluțiile și a vota bugetul în forma în care e la ora asta. În momentul de față, pentru orice inițiativă legislativă, ar trebui să existe discuții în comisiile de specialitate și apoi un vot în fiecare plen al Camerei, al Senatului și al Camerei Deputaților. Ulterior, în fiecare por decizional și abia apoi acea lege să intre, să fie trimisă spre promulgare la Klaus Iohannis. Cei drept, Liviu Dragnea încearcă un artificiu în momentul de față, încearcă să rezolve această problemă și chiar într-o discuție informală spunea Liviu Dragnea astăzi. Mulțumesc, îl ascultăm pe Liviu Dragnea. Regulamentul comun, aliniatul 3, spune că în plenul celor două camere se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă. Amendamentele se depun în scris la președintele de ședință. Pentru a face ca amendamentul discutat mai devreme în legătură cu majorarea sumei pentru asistență socială, pentru a-l face aplicabil acest amendament demagogic, care nu poate fi pus în practică, dintr-un simplu motiv, că sursa de finanțare indicată este excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat. Oricine are minime cunoștințe știe că sumele din bugetul asigurărilor sociale de stat nu pot fi folosite pentru cheltuieli ale bugetului de stat. Ori alocațiile reprezintă cheltuială de la bugetul de stat. În consecință, amendamentul rămâne același, și anume se propune suplimentarea sumelor prevăzute la anexa numărul 3 2001 Ministerul Muncii și Justiției Sociale, titlul 57,
titlul nou asistență socială cu suma de 2.130.528 lei, pentru majorarea alocației pentru copii începând cu data de 1 martie 2019. Sursa de finanțare o constituie majorarea deficitului bugetului de stat de la 36.156,8 milioane lei la 38.287,33 milioane lei, astfel deficitul bugetului general consolidat estimat în termen cash devine 2,76% din PIB, urmând a se face corelările necesare în textul legii bugetului de stat. După ce legea bugetului de stat va intra în vigoare, nu știm când, va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, Guvernul trebuie să emită o ordonanță de urgență pentru a modifica legea alocațiilor de stat, pentru a se putea într-adevăr mări alocațiile de stat și să le primească copiii. Domnule președinte, vă depun amendamentul la dumneavoastră, așa cum spune regulamentul. Da. Și că Liviu Dragnea și-a făcut curaj să prezinte public de la pupitrul plenului soluția găsită în urma consultărilor cu ceilalți lideri PSD. Alocațiile așadar rămân mărite, chiar dacă nu s-a dorit inițial acest lucru, sau cel puțin cei de la PSD nu și-au dorit să mărească alocațiile. S-a întâmplat, a fost, să spunem așa, un accident în Parlament. Soluția este să crească deficitul, așa cum ați auzit, de la 2,55 la 2,76. Îl vedem acum pe Robert Sighiartău de la PNL, cel care a venit cu amendamentul. N-am terminat. Pentru pensii speciale aveți bani. Pentru clientela PSD-istă aveți bani. Pentru cele 27 de ministere și peste 150 de secretari de stat aveți bani. Pentru amante, nepotism, distrugeți țara. Dați-vă demisia. Distrugeți țara, domnule Dragnea. Da, mulțumesc. Vă rog. Domnule președinte, drept la replică. Dau foarte real drept la replică pentru că ar însemna să stau numai la microfon, având în vedere câți oameni obsedați sunt în această sală. Un amendament demagogic, nici vorbă. Un amendament... demagogic este un amendament care nu poate fi pus în aplicare. N-are legătură. Ia loc. Ia loc. Ia loc, nu mai arătă. Ia loc. Este un amendament care a fost făcut de oameni care habar n-au de regulile și legislația financiar-bugetară și l-au făcut fără să se gândească că va putea fi adoptat, urmând ca ulterior, într-adevăr, banii să nu ajungă la copii pentru că nu exista sursa de finanțare. Asta a fost dreptul la replică. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc! Supun votului amendamentul. Da, se va supune la vot amendamentul și lucrurile vor rămâne exact așa. Vor rămâne mărite alocațiile copiilor de la 1 martie, de la 84 de lei la 150 de lei și pentru cei sub 2 ani la 300 de lei alocația, de la 200 de lei majorată. Aceasta este ceea ce se întâmplă în acest moment în Parlamentul României. Se votează acest amendament cu probleme. Știrile se opresc aici. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV. Urmează Dosar de Politician. O seară excelentă. La anexa 3, Ministerul Muncii și Justiției Sociale. La mulțumesc!